Numărul focarelor de boli infectocontagioase în cazul animalelor, înregistrat anul trecut în județul Prahova, a scăzut. Datele statistice au fost prezentate în raportul de activitate al Direcției Sanitar Veterinare. Suntem într-un stat destul de față de restul județului din țară, deci n-am avut boli infectocontagioase majore anul trecut, în 2015, n-am avut tuberculoză, n-am avut anemie infecțioasă, n-am avut leucoză enzotică bovină, vechea trichineloză care apare și da, numărul cazurilor mult mai puțin decât anii anteriori. În 2015 au fost înregistrate 19 cazuri de trichineloză, cele mai multe fiind depistate la porcii mistreți. Potrivit reprezentanților DSV și campaniile de vaccinare antirabică la vulpi au avut efect în județul nostru. Avem numai două cazuri de rabie în 2015 la vulpe. Din cele 180 împușcate, este obligatoriu ca la orice vulpe împușcate pentru control să facem și examenul antirabic și am găsit două pozitive, dar față de 2014, unde am avut 12 cazuri numai la vulpe, înseamnă că eficiența vaccinării antirabice la vulpi prin momel vaccinale a fost destul de bună. O problemă însă în Prahova rămâne numărul mare al primărilor care nu au încheiat un contract cu firme de ecarisare. La nivelul județului Prahova, 35 de primări se află în această situație.